Studioul cinematografic AnimaFilm prezintă Isprăvile lui Păcală, Moara Dracilor, după povestea cu același titlu de Petre Dulfu. Sluga vrednică Păcală migălea prin bătătură. Argate, treburi n-am de acum, hai, pleacă! Ține, na, îți dau simbria pe anul întreg. Te mulțumești? Geaba stăruiești, părinte! Până noi auzi prin frunze cu urechea glas de cuc, după cum ne fum voiala, până atunci nu mă duc. Popa se plimba încruntat. Cum s-o scot cu el la capăt? Nu mai știu, s-a mântuit. Dar deodată se oprește. Mamă soacră, știi ce? Du-te! Ia 3 saci din cămăruie, umple cu cenușă iute, fără să te vază argatul. Baba, ce să mai răspunză? Ia 3 saci de după ușă, din cămara de alături și mi-i umple cu cenușă. Măi, argate, uite, vestul lângă vatră ăști 3 saci sunt cu bucate. Du-i la măcinat acum, seara, până nu-i târziu. Nu la orice moară însă, colo să-mi duci sub râpă, știi, la Moara Dracilor. Ei, tot nu ești dumirită? Hei, ba cum nu? Moara aceea e știută în sat la noi. Cine dă pe acolo noaptea nu mai vine în veci înapoi. Iar Păcală cu juncanii s-a tot dus. Pe un drum ușor, pe sub cerul plin de stele, până la Moara Dracilor. Trase în față, deci, cu carul, și-a cărat în moară sacii. Pricepuse el că întrânșii nu spucate, ci cenușă. Înăuntru în moară, besnă. Hei, morar, aici ești? Scoală! Dormi? Aș, nimeni nu-i răspunse. Încăperea suna goală. Stai, mi-e foame deocamdată. Ia să-mi văz de cină în pace. Cugetând așa, voinicul, foc pe vatră iuteș face. Își cioplește cu briceagul dintr-un băț frigare lungă. Pune apoi, slănina întrânsa, o bucată să-i ajungă. Când numai ce se aude afară, pași sunând și un glas ce strigă. Cine ești tu, măi, din moară? După aceea, buf, deodată, ușa morii se deschide și răsare un drac. Păcală, de pe scaun de la foc, îl măsoară cu privirea. Va să zic așa sunt dracii. Aoleo, dar sluți mai sunt. Și s-a pus pe un râs cu hohot. Dracul se uita mirat, apoi zise, n-ai limbă în gură? Cine ești? Te-am întrebat. Cine sunt? Ți-i mult să afli? Cine să fiu? Singur eu. Ăsta-i numele ce-mi dete la botez nășicul meu. Singur eu? Îmi pare bine. Și ea spune, ce lucrez? Lângă foc aici la vatră. Păi, de cine-mi fac? Nu vezi? A, de cină? O friptură? De asta îmi pare și mai bine. N-am pus azi nimic pe limbă. Voi cina și eu cu tine. Da, păi cum? Ți-e foame tare? Să te duci la baltă, drace. Cată și-i găsi friptură. Tu pe acolo cât îți place. Nu glumești? Apoi, până să numeri 10, iată-l iarăși cu o frigare. Cam la fel ca lui Păcală, iar în ea, cu o broască mare. Iar când sfâria mai tare și țâșnea din trânsa ziama, își atinge broasca zdravăn de slănina lui Păcală. Mă, ești chior? I-a zis flăcăul. Umblă mai cu chipzuială. Naiba, stă o leacă omenește.
După aceea, plic cu broasca-i în slănină iar izbește. Degeaba am stric deci gura. Și deodată, paf, pe diavol, drept în ochi mi l-a izbit, cu atâta foc că ochii amândoi i-au și plesnit. Iar dracul, văleu, strigă, mor, veniți de grabă, frați! Și într-o clipă moara toată se umplu de încornorați. Ce-i fârtate? Ce semnează aste țipete nebune? Am rămas fără vedere. Cine ți-a scos ochii? Spune! Singur eu, căci pe păcală el așa știa că-l cheamă. Apoi de ce le-a zgrăiră? Pentru ce nu bași de seamă? A, și tu aici? Ia spune, ce cauți tu pe la noi, bădică? Altul în locul lui atunci, mort ar fi rămas de frică. Cum ce cad pe aici? Am venit să mă cintoară. Că un cuib de hoț vie moara, de unde se putea să știu? Dracii toți ca aș săriră. Ce, măi, omule, îndrăznești? Despre moara noastră vorbe, dar de acestea să rostești? Ba bine că nu. Mi-a sfurat în timpul nopții pâinea scumpă, mișelește. Mi-a stunat în saci cenușă. Și-ați vroi să mai și tac? Vom căta, un drac răspunse, și de minți e vai de tine. Când s-a dus să vadă însă, așa e din păcate. Am să spun ce fel de moară-i moara voastră. Țineți minte, nici picior de om pe aici nu mai calcă de azi înainte. Dracii cum să-l împuneze? Hai, goliră de cenușă toți trei saci lui păcală. Îi umplură cu făină de porumb, de grâu, secară. Ba, i-au pus și în car. Ei, placeți? Da, îmi place. Drum bun, dară. Popa, după ce dormise fără grijă noaptea întreagă, dimineața, hai, cu soacra-i în cerdac. Nu s-a întors. Și ziua acum, l-or fi înhățat în ghiare. Care nu-i fu însă ciuda când deodată, hop, cu carul îl văzu intrând pe poartă. Teafăr, n-are nici pe dracu. Uite-l, scapă dacă poți. Hei, stăpâne, când ai ști ce-a fost acolo, dracii toți din iad gândesc. Înfurase răspurcații tot din saci și mi-au pus în loc cenușă. Dai vârâi și eu în draci. Apoi, când ai ști săracii, cum s-au dus să umple îndată cu făină toți trei sacii. Popa, drept la saș se duse. Pe tustre i-a dezlegat. Spre cerdac apoi se întoarse. Mamă, vino să privești. E făină în saci. Îți place? Mai văzut ai de când ești? Doamne, cum să scap de ăsta? Ce poți oare să-i mai faci când ești împelițatul să orbească și pe draci? Sfârșit.